Bună seara, numele meu este Gabriel Barbu. O să vă fac o mică introducere în Azure Cognitive Services. Nu pot să insist foarte mult pe domeniu pentru că este foarte vast și asta ar însemna să pierdem ore bune pentru a prezenta în totalitate. O să începem cu începutul. Ce ne propunem prin această prezentare este ceea ce este Azure Cognitive Services. Cine îl folosește, de ce îl folosim sau de ce ar trebui să-l folosim. O să avem la sfârșit un demo interactiv și o sesiune de question and answers. Primul lucru despre Azure, o mică introducere, Azure Cognitive Services, care a fost redenumit în Microsoft Cognitive Services. A fost cunoscut o perioadă sub numele de Project Oxford. Este un set de API, SDKs and services care facilitează accesul către un AI în cloud. La modul ei ne pun la dispoziție niște algoritmi care sunt deja învățați, algoritmi de machine learning, care sunt învățați să facă task-uri generice, dar ne pun la dispoziție pe majoritatea API-urilor lor să învățăm și noi acel algoritm pentru datele noastre specifice. Presupun că măcar așa o idee aveți despre cum funcționează artificial intelligence și machine learning. Dacă nu, folosind Microsoft Cognitive Services, nici măcar nu trebuie să știți. Trebuie decât să știți ceea ce vreți să obțineți și ce date dați pentru a obține respectivele rezultate. Mergând mai departe, Microsoft Cognitive Services se împarte în 5 mari categorii. Aceste 5 categorii sunt Vision, Knowledge, Language, Speech și Search. Vision se ocupă de partea de procesare video sau poze. De acolo se pot extrage informații din poze, informații din video, se poate face procesare de video. O să vedem în ce constă mai în detaliu mai târziu. Knowledge se bazează pe faptul că putem să furnizăm un set de date foarte complex spre analiză. Este practic mai mult de învățare a algoritmului decât de folosirea lui. Aici nu există cazuri generice. Din knowledge ne pot veni foarte multe informații utile, gen putem să calculăm produse recomandate. De exemplu, avem un magazin online și avem foarte mulți clienți care comandă efectiv aceleași lucruri și putem să-i oferim sugestii sau putem să facem predicții în ceea ce privește stocurile noastre, adică să facem o analiză pe tot și ne poate anunța din timp, este predicție aici, ne poate anunța din timp că urmează să rămânem fără un stoc de produse, deși noi avem stoc suficient, se poate întâmpla peste o lună, două, să rămânem fără stoc, dacă lucrurile merg în continuare în felul în care merg acum. Pe partea de language, language constă în interpretarea textului, avem language detection, se poate detecta în ce limbă este textul respectiv. Poate fi folosit pentru a traduce live din text, ori din text, ori din speech. Se poate traduce live în... Nu sunt toate limbile suportate, dar sunt suficiente momentan. Pe partea de speech, aici avem speech to text, gen ce folosesc în momentul de față Alexa, dacă sunteți familiar, sau Google Home, sau Siri, adică detecția vocii și transformarea vorbitului în scris ca să poată fi interpretat. Aici tot la speech intră și partea de authentication. Se poate lua amprenta vocală, putem să creăm anumite autentificări pe bază de voce. Și mai este partea de search, care în mare parte constă în motorul de căutare Bing. La modul ne pune la dispoziție autocomplete, ne poate sugera chestii legate de search-urile noastre, inclusiv pe imagini, pe video, gen cum funcționează și Google-ul, dar numai că avem un API extensiv care are și AI în spate de data asta, că gen putem să căutăm după cuvântul, să zicem, pinguin și o să ne dea poze cu pinguin, care sunt deja învățate în spate. Și acum aceste API-uri, cum spuneam, au mai multe, aceste categorii, au mai multe API-uri în spate, fiecare cu
ce poate să facă. Computer Vision-ul, spre exemplu, Content Moderator. Computer Vision-ul se ocupă de extragerea informației utile dintr-o poză. Spre exemplu, îi dăm o poză, el ne poate returna un text care să ne descrie ce este în poza respectivă. O să vedem mai târziu și cum este folosit. Gen, noi dăm o poză cu un om pe plajă și el o să ne spună că este un om pe plajă. Chiar un nivel mai ridicat de detalii de atât. Content Moderator îl putem folosi pentru a filtra informații, gen poze, text, pentru a scăpa de poze jignitoare sau a filtra conținutul matur. La fel și pe text poate fi folosit, nu numai pe poze. Video API conține procesare video, stabilizare de video. Noi putem să-i dăm un video ca și stream, ca și input. Și primim înapoi un video stabilizat din punct de vedere al imaginii. Face API este folosit pentru recognition. Se poate folosi ca și metodă de autentificare. Se poate învăța pe anumite seturi de fețe care putem să le asociem unui ID de autentificare. Iar la fel, Face API ne poate denota cu o marjă de eroare dacă în poză este o persoană de tip de sex feminin sau de sex masculin. Ne poate da și vârsta cu o mică marjă de eroare. Emotion API ne denotă dintr-o poză în care sunt mai multe persoane. Ne dă feedback înapoi. Răspunsul este ce emoții denotă respectiva persoană în poză. Și Custom Vision Service este ceva care este custom. Putem să-l învățăm să detecteze mai multe chestii. Putem să îl învățăm noi, trimițându-i ca input poze și să le tăguim într-un fel în care ne interesează. Și după care, dacă îi trimitem poze care sunt similare sau fac parte din aceeași categorie, o să ne trimită că fac parte din acea categorie. La restul nu o să intru foarte mult în detalii. O să mai intru, de exemplu, pe Knowledge, ce vorbeam despre recommendation, care noi putem să-i dăm un calup foarte mare de date, iar el, pe anumite cuvinte cheie, ne pot da recomandări. La fel și Exploration Service și cam toate care sunt pe partea de Knowledge. Fac în mare parte cam același lucru. Procesează date care noi le dăm, pe anumite filtre ne returnează răspunsuri. La Language avem Luis, care nu știu dacă ați avut șansa să lucrați cu el până acum, este un proiect mai vechi al lui Microsoft. Luis, practic, este o interfață care ne poate facilita accesul. Putem să construim boți, practic. Asta este Luis. Ne poate transforma textul, care îl primește ca input, în intenții. Iar aceste intenții putem face algoritmi în spate, folosindu-le intenția plus inputul pe care îl primim, să le mapăm în răspunsuri potrivite pentru utilizatori. Practic, ca și utilizare, se poate folosi în, de exemplu, customer service, se poate primi o intenție de la un utilizator, vocală sau text, și acea intenție să fie mapată pe un intent, să vedem ce vrea utilizatorul respectiv și să vedem dacă există vreo cale automată să îi răspundem la această întrebare. Dacă nu, atunci intervine interacțiunea umană și se preia procesul normal. Mai departe, la speech, la language, iar la fel avem translator, care ne poate traduce din text, ne poate analiza textul să ne spună ce limbă este în textul respectiv, ce limbă detectează în textul respectiv. Trecând mai departe la speech, avem translator speech, care este exact ceea ce vă spuneam înainte, cu putem vorbi și live să ne traducă textul și să-l primim ori ca și text, ori ca și voce înapoi, ca și audio. Avem Bing speech, speaker recognition, care spuneam că poate fi folosit ca și identificare. Custom speech, în care putem să îl învățăm să ne asculte ceva sau să ne proceseze. Practic aici intră partea de machine learning, de învățare specific pentru scenariul nostru. După care intrăm pe partea de search, avem cam tot ce ține de Bing, unde ne poate da sugestii, putem folosi API-urile pentru a primi sugestii, pentru a primi news, web, image, video, la modul că sunt tăguite acele video sau imagini, noi pur și simplu căutăm după text,
iar răspunsul nostru, dacă căutăm video sau imagini, o să ne dea videouri sau imagini care conțin acel element care noi l-am precizat în text. Mergând mai departe, cine folosește deja? Sunt mult mai mulți care le folosesc, am extras aici câțiva principali, nu o să vorbesc chiar despre toți. De exemplu, Uber folosește chestia asta, folosește pentru autentificarea șoferului, folosește partea de face recognition pentru a autentifica șoferii, fiind o industrie destul de sensibilă, oricine poate să fie șofer Uber. Se folosește încă un step de autentificare pentru a te asigura că acel om care conduce este cel care s-a înregistrat la Uber. Iar la fel, ceva foarte interesant este Pivot Head. Pivot Head este o companie care a lansat un produs pe piață. Ei se ocupă cu wearables, dispozitive de tip wearable. Ce au făcut ei acum? Au făcut o cască, o pereche de ochelari care vin cu o cască, pentru persoanele care nu pot să vadă, persoanele oarbe. Ochelarii conțin o cameră, iar dacă îi atingem, se face o poză, iar utilizatorul primește în cască o descripție a imaginii ce a văzut el. Mergând mai departe, o să mai vorbesc despre Fujifilm. Fujifilm au folosit Cognitive Services pentru a îmbunătăți timpul de răspuns al camerelor lor și a analiza imagini și video pentru a îmbunătăți constant serviciile lor oferite utilizatorilor. Și Gray Meta este un agregator de date care strânge date de la mai multe companii și are grijă de ele. Ei folosesc Azure Cognitive Services pentru a tăgui imaginea și conținutul video ca să îl împartă pe categorii. Și este foarte simplu de făcut cu Azure această chestie. Mergem mai departe. De ce am folosit Azure Cognitive Services? Putem să construim aplicații inteligente fără foarte mult efort. Este ușor de folosit și integrat. O să vedem în pașii ce urmează cum putem să-l folosim. Putem să aducem în aplicațiile noastre o metodă naturală de context interaction, adică aplicația să ne și răspundă înapoi. Și merge, este cross-platform, cross-programming language, nu ține cont, nu este specific de anumit ceva, de un anumit limbaj de programare. Pentru varianta de .NET, fiind un produs Microsoft, avem pe partea de .NET și .NET Core. Avem la dispoziție niște librării, Nuget. Avem pentru partea de .NET, avem Microsoft Project Oxford. Iar pentru .NET Core, Microsoft Project Oxford cu .NET Core la sfârșit. Asta pe partea de Microsoft. Pentru orice alt limbaj de programare, setul vine, adică accesul către API-uri se face prin intermediul unor URL-uri, HTTP request-uri. Primul lucru care trebuie să-l facem este să ne ducem pe portalul de la Azure și să ne creăm o aplicație și să ne luăm cheile de acolo. După ce am făcut asta, trebuie doar să facem request-ul. Cam toate serviciile de la Azure au un URL de forma asta. Avem protocolul, base URL-ul, API-ul pe care vrem să-l accesăm, versiunea și operația. Cam toate, în mare parte, respectă acest format, iar cu URL-ul care noi l-am, cu API key-ul care l-am obținut la pasul anterior, îl folosim pentru a semna request-urile către acest URL, cu informații, trimițând ca și input, ceea ce ne cere fiecare API și primind un rezultat. Următorul pas ar fi să trimitem. Am luat ca exemplu aici Emotions API. Putem să trimitem pentru Emotion ori un URL către o imagine, ori putem să trimitem binary data. Și așa se face request-ul folosind curl. Bine, în fiecare limbaj de programare există implementare pentru HTTP. Și se poate folosi acea implementare. Asta este implementarea basic în curl.
După ce am trimis request-ul, primim un răspuns de tip JSON. În cazul nostru o să primim un face rectangle, care este unde a detectat el că este fața în poză sau fețele. Este o listă aici, nu primim un singur rezultat. După care o să primim un score, o listă de scoruri pentru diferitele emoții, gen anger, contempt, disgust, fear, happiness, neutral, sadness and surprise. Aici, în cazul ăsta, valorile sunt între 0 și 1, 0 însemnând 0%, iar 1 însemnând 100%. Și noi, următorul pas ar fi să interpretăm aceste date și să facem ce avem de făcut cu ele. Cam atât de simplu este să folosim Azure Cognitive Services. Ca și demo, am pregătit în seara asta o mică aplicație care o să demonstrăm cum funcționează Emotion API pentru a detecta emoțiile dintr-o poză pe care o să o luăm din feed-ul de cameră. Pentru această aplicație am folosit .NET Core, Angular și SignalR. Și o să vedem, în partea de jos este un spider chart care ne arată practic unde sunt emoțiile. Momentan este ceva oarecum neutru, se întinde în toate părțile. După care vedem că acest chart se schimbă în funcție de emoțiile pe care le detectează. Acesta se updatează live după camera de pe telefonul meu și puteți intra și voi să vedem împreună ce emoții aveți fiecare. O singură specificare, aplicația nu a fost foarte mult testată, deci s-ar putea să apară ceva probleme. Pentru a accesa aplicația, puteți să intrați pe acest link, bit.ly/emotion.m. Aici, după ce ați notat link-ul, este posibil ca și disclaimer, pe telefoanele iPhone, de tip iPhone, sunt ceva probleme cu permisiunile acolo. Nu primim permisiunea de camera share. Așa, și... Așa, aici, dacă a intrat, se pare că a intrat cineva din public. Avem și o limită de utilizatori, de 5 utilizatori. Momentan atâta ne permite banda de internet. Feed-ul pe telefon, o să-l vedeți, este live, dar pe proiector ajung imagini care sunt luate din acel feed odată la 5 secunde, deci nu este chiar exact. Călin, nu știu ce vrei să ne arăți acolo. Și cam asta ar fi din partea mea. Dacă aveți întrebări, puteți să vă mai jucați cu demo între timp. Pentru cei care aveți întrebări, o să primiți să vorbiți sau să puneți întrebarea la această jucărie. Ceva nou intrat în rechizita noastră este un microfon și nu face microfonie. Deci dacă aveți întrebări, aruncăm în sală ceva. Stai să vedem dacă și funcționează acum. Ia. 2, mă aud, nu? Bine, în esență e cam evident de ce nu merge, dar de ce nu merge pe iPhone? De ce? Pentru că sunt ceva restricții de sistem. Acolo trebuie acceptată din setările telefonului, trebuie dat permisiune către Chrome sau către Safari pentru a folosi camera. Și de obicei, în mod normal, pe un dispozitiv normal, știu, sunt puțin așa, ar trebui să-ți ceară în browser. Normality? Nu știu, părerea mea. Mai vrea cineva să pună o întrebare lui Gabi sau merge mai departe? Aruncă. Întrebări? Asta da,
Nu, nu mi-aș permite, lovesc alții. Hai să vedem de aici. Salut, se aude? Ok. Întrebare legată de pricing model, cam care ar fi? Pricing modelul acolo fiecare, în primul rând trebuie să înțelegem că sunt niște restricții acolo, adică nu putem să facem atât de des call-uri către aceste API-uri, iar fiecare API în parte are restricțiile lui. Pricing modelul este general, este exact același pricing model care este folosit și la, la platforma Azure pentru mașinile virtuale în cloud. Și suntem taxați, practic, pentru ce folosim. Sunt niște tier-uri, care în funcție de ele ni se alocă niște performanțe și pentru ce folosim, ni se dă un preț estimativ pe lună, dar suntem taxați fix pentru ce folosim. Și există și ceva free? Da, există și un tier free, care, din câte știu eu, acceptă 20 de request-uri pe minut. Mersi! Plăcere! Cine mai dorește să pună întrebări? Să știți că, deși apar aceleași persoane câteodată, nu este ceva fake, adică doar reușesc să intre pozele lor acolo, nu neapărat că e un film pe care îl rulăm acum. Întrebare, oare Skype-ul când traduce în timp real? Acum ceva timp, un an de zile, cred, Skype-ul a anunțat că e real-time translation, vorbește în engleză și să se înțeleagă cu spaniolii lor, se traduce automat. Oare folosești aceleași servicii? Da, folosesc aceleași servicii și bine, acum l-au transformat pentru masă, adică să-l folosească toată lumea, prin intermediul Skype-ul foloseau decât ei intern. Prinzi? Nu este o chestie de securitate cu key-ul de licență, adică trebuie să faci request-ul către serverul tău ca să-l atașezi la request către server, nu? Adică nu poți să-l trimiți pe client-side. Aici te referi la aplicația în sine sau în general? În general, adică care e flow-ul normal? În general, request-urile se fac de pe server-side, nu se fac de pe client-side, deci pentru a proteja token-ul. Ok. Nici aici, în aplicație, nu sunt făcute request-urile de pe client-side. De pe client-side? Nu, sunt permanente token-urile. Ce ați văzut în poza acolo, nu există. Token-ul ăla este dummy. Iar aici, practic, partea de client-side face facilitarea de trimitere de poze, decât restul procesarea este făcută pe back-end. Ne oprim momentan. Oricum, în pauză, în pauze, după aceea, mai târziu, discutați cu Gabi despre experiențele avute dezvoltând astfel de aplicații. Gabi, mulțumesc frumos încă o dată. Să-i mulțumim, mulțumesc, Gabi. Și eu.